Aș vrea să vă rog acum pe cei ce ați adus scripturile cu dumneavoastră să le deschidem la pagina 997, Evanghelia după Luca. Vom citi din capitolul 8, începem citirea de la versetul 22 și vom încheia cu versetul 25. Vă îndemn să stăm ridicați pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, din capitolul 8, vom începe citirea de la versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis: haidem să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi: unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, distinși oaspeți ai casei Domnului, cu bucurie în această seară aș dori împreună cu toți cei ce sunteți în locul acesta să aducem toată slava și cinstea Tatălui din cer, nevăzutului, nemuritorului și singurului Dumnezeu adevărat, care a prelungit în istorie harul ca să ajungă până la noi. Vrem să slăvim pe Domnul Iisus, despre care am cântat că este Mântuitorul nostru. Și vrem să onorăm pe Duhul Sfânt, care credem că este la lucru aici. Amin. Și așa de mult aș dori ca prin Duhul Sfânt mesajul acestor frumoase cântări și mesajul Evangheliei să fie conduse spre inimile noastre. Amin. Permiteți-mi pentru început să vă aduc salutări sfinte cu harul și pacea Domnului din partea Bisericii Elim din Șcheia, Suceava, care prin harul Domnului o slujesc. Doresc ca binecuvântarea Lui să fie peste inimile dumneavoastră și mă rog în aceste momente ca pe toți cei ce prin prezența dumneavoastră ați venit să onorați cuvântul lui Dumnezeu, poate după o zi obositoare de muncă, Dumnezeu la final să vă onoreze pe toți cu mântuirea Lui. Amin. Am ales să citesc aceste versete, doar 4 versete, care ne scot în evidență una dintre frumoasele lucrări ce le-a făcut Domnul Iisus, o minune. Sigur, Domnul a făcut multe minuni, de data aceasta alege să facă o minune în mijlocul mării, minunea potolirii furtunii. Am ales subiectul acesta pentru că traversăm o perioadă dificilă cu toții și aș vrea să nu uităm că noi toți pe pământul acesta suntem călători și parcă aș dori mesajul să fie intitulat așa: Călători pe marea vieții. Uneori navigăm cu greu, ajungerea la țărm nu este chiar atât de ușoară, dar ne-am pornit pe o direcție precisă, ținta noastră e Domnul Iisus și vrem să ajungem la țărmul dorit într-o zi când Domnul ne va primi acasă ca să ne dăruiască răsplătirile Lui și zic: Doamne, ajută-ne să ajungem cu toții acolo. Dar vedeți dumneavoastră, pe marea vieții, vrem sau nu vrem, vin furtuni.
Cine de aici ar putea să evite furtuna din viață? Sau cine știe când se va declanșa furtuna în viața lui? Vedeți, dumneavoastră, raportându-ne la furtună, cel puțin cei ce suntem prezenți aici, fie suntem în mijlocul ei, mă refer la cei care trec acum prin încercări, prin probleme, prin greutăți, alții poate sunt după furtună, numai ce s-a terminat furtuna, iar alții sunt înainte de furtună. Vine ceasul, vine ziua când vor intra în ea. Și ce bine ar fi să fim pregătiți în momentul în care vine furtuna, furtuna să ne găsească gata și să putem să trecem cu bine prin ea. Pentru că vă spun ceva, dragii mei, bine ar fi atunci când ne rugăm și ne-am rugat în seara aceasta, să nu ne rugăm ca Domnul să ne scape de furtuni, dar să ne rugăm ca Domnul să ne scape prin furtuni. Poate să nu ne rugăm să ne scape Domnul de cuptorul cu foc, pentru că știți, Șadrac, Meșac și Abednego l-au întâlnit pe Domnul în cuptorul cu foc și s-ar putea să ne rugăm greșit. Când spunem, Doamne, ferește-mă de cuptorul cu foc, de fapt să zic, ferește-mă de întâlnirea cu Tine. Să nu ne rugăm, Doamne, ferește-ne de furtuni, ci scapă-ne prin furtuni, dă-ne biruința și ajută-ne să mergem mai departe. Amin. Dar trebuie să menționăm câteva lucruri care ne sunt de prisos tuturor, și celor mai tineri, și celor mai în vârstă, dacă vreți și celor căsătoriți, și celor necăsătoriți. Întotdeauna când Domnul ne trece prin furtune, urmărește ceva bun în viața noastră. Poate o să vă întrebați, ce poate să ne aducă bun furtuna și încercarea care vine? Pentru că orice încercare, de orice natură ar fi ea, poate fi o furtună în viața ta și în viața mea. Să știți că Dumnezeu nu vrea să ne dezechilibreze credința noastră, să ne pierdem cumpătul, să ne pierdem nădejdea. În furtuni Domnul are să ne transmită câteva mesaje, dacă vreți câteva lecții. Câteva lecții ce ni le dă Domnul pe marea vieții când trecem prin furtuni. La toți călătorii care au pornit spre țărmul acela dorit, unde ne așteaptă Domnul Iisus să ajungem. Și prima lecție aș vrea să o menționez acum. Cel mai periculos un loc unde se poate așeza un om, nu în mijlocul furtunii, ci este în afara voii lui Dumnezeu. Ce bine ar fi să ne întrebăm în seara asta, dacă s-ar declanșa furtuna în viața mea sau în familia mea săptămâna asta sau săptămâna viitoare, anul 2012 să fie anul pe care Dumnezeu a hotărât să te încerce pe tine și familia ta sau familia mea, să mă întreb și întreabă-te serios, oare când vine furtuna mă găsește în voia stăpânului? Că cel mai periculos nu e în mijlocul furtunii, cel mai periculos este să fii în afara voii lui Dumnezeu. Mă uit la ucenicii aceștia, zice Scriptura, într-una din zile. Furtuna poate să apară într-una din zile, nu știi când. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui și El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Uneori ne împinge Domnul în furtună, îngăduie Domnul furtună și zice, pe când vâsleau ei, pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt. Imaginați-vă tornada aceea care pornește dintr-o dată, furtuna aceea care se declanșează dintr-o dată, viața e amenințată, ucenicii debusolați, nu știu ce să facă, dar știți care e vestea bună? Furtuna îi găsește pe ucenici în voia stăpânului. Știți că ei n-au plecat în călătoria aceea pe mare de capul lor? Am citit că Domnul i-a zis, hai să trecem dincolo de lac. A fost îndemnul Domnului. Ei, dacă vine furtuna și te găsește pe aceeași direcție cu Domnul, uitați-vă, ucenicii călătoresc în aceeași direcție cu Domnul lor. Nu merge Domnul pe o direcție și ucenicii pleacă pe o altă direcție. Eu îi văd pe toți pe aceeași direcție, spre țărmul celălalt și vine furtuna.
Ei, dacă vine furtuna, frați și surori, tineri dragi, dacă se întâmplă să îngăduie Domnul furtuna și te găsește pe aceeași direcție cu Domnul, nu-ți face niciun rău furtuna. Ba chiar furtuna poate fi benefică, să dea statornicie credinței tale. Dar dacă vine furtuna și ne găsește în afara voiei lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu noi? Știți că e mare problemă? E mare bai? Ați citit în Scriptură despre un om, sigur că ați citit, care o porni și el pe mare și o veni furtuna și furtuna nu l-o găsit în voia stăpânului. Știți despre cine e vorba? O carte foarte frumoasă din Scriptură, care o citim frecvent la evanghelizări, este cartea lui Iona. Mie îmi place cartea asta într-un mod deosebit, știți de ce? Că în cartea asta toată lumea se pocăiește. Se pocăiește Iona, se pocăiesc corăbierii, corăbierii care au fost pe mare cu Iona, s-au pocăit și ei. Și o să vă citesc imediat. Se pocăiește împăratul, se pocăiesc ninivenii, toți se pocăiesc. Nu-i frumoasă carte? Ce mult aș dori ca în urma evangelizărilor nu ales Domnul o seară să ne vorbească pe mare în furtună, ci uitați-vă, ne vorbește în condiții foarte frumoase și în urma mesajului ce îl transmite Domnul să se pocăiască toată lumea, să se pocăiască toate familiile noastre. Și eu zic să ne ajute Dumnezeu la asta. Uitați-vă la un om care a pornit pe mare și furtuna nu l-a găsit în voia stăpânului. Haideți să citim despre Iona, vă îndemn să întoarcem la cartea aceasta, la capitolul 1, la pagina 893. Scriptura ne spune, de la versetul 1, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. M-am întrebat, oare de ce i-a dat detalii despre familia lui, despre neamul lui, zice, cuvântul a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Ne cunoaște Domnul după numele noastre și după spița de neam, știe totul despre noi. Toate detaliile le are despre tine, despre familia ta, despre arborele genealogic, de unde vii, știe totul. Și acum uitați-vă ce i-a cerut stăpânul. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și acum uitați-vă în ce direcție pleacă el. Nu se duce în aceeași direcție cu stăpânul. Nu-i în voia stăpânului. Scoală-te, și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Am zis, oare de ce nu a stat Iona acasă, dacă tot nu a vrut să meargă, unde l-a trimis Domnul? N-ar fi fost mai bine să stea acasă. Dacă tot a avut frică de asirienii aceia care spune istoria că a fost un popor foarte dur și într-un mod criminal își ucideau cu sânge rece vrăjmașii, și Iona a zis, pentru ce să mă duc? Dar o ia într-o direcție greșită. Așa suntem noi uneori, nu numai că ne ascultăm de stăpânul, dar apucăm pe o direcție greșită. N-a stat acasă Iona. Și zice Scriptura, a plecat, s-a coborât la Iafo, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei și vă spun că l-a plătit scump, foarte scump. Când ieși din voia lui Dumnezeu, prețul călătoriei e foarte scump, e foarte scump. Și acum versetul 4, să vedeți cine începe furtuna. Furtuna o începe Domnul. Și tot Domnul este cel care poate să oprească furtuna. Depinde cum te găsește când vine furtuna. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Cine? Domnul. Domnul a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat, fiecare la Dumnezeul lui. Nu erau pocăiți. Era corabie ecumenismului, aici fiecare era cu Dumnezeul lui, fiecare se închina la Dumnezeul lui. Știți că în corabia aceea era numai un om care îl știa pe Dumnezeu adevărat, dar ăsta nu se roagă, pentru că el doarme. E foarte rău, când alții fiecare în disperare strigă la Dumnezeul lui și omul care îl știe pe Dumnezeul adevărat, în mijlocul furtunii nu spune o vorbă, nu spune o vorbă. Și Scriptura ne spune așa, cărmaciu s-a apropiat de el și i-a zis, ce dormi? În original, în ebraică, știți cum sună expresia asta, adormitule. Zice, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri.
E foarte rău când în furtună te trezește cărmaciu. Cărmaciu nu știa pe Dumnezeul lui Israel, pe Dumnezeul adevărat. Știți cum vine asta? Să te trezească în furtună un păgân. Să te tragă de mânică unul nepocăit și să zică: auzi, dar tu de ce vorbești așa? Că te-am văzut la adunare, dar de ce te porți așa? De ce te îmbraci așa? Că eu te-am văzut și pretind că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te trezească cărmaciu. Cineva care nu-L cunoaște încă pe Dumnezeul adevărat, vine și îl trezește pe Iona. El trebuia să fie treaz, ar fi trebuit să fie treaz. Trebuia să se roage mai tare decât ei, că era pe o direcție greșită. Și uitați-vă ce-i scris aici. Și-au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Și evreul primește 5 întrebări și răspunde numai la 2. Are 5 întrebări și răspunde numai la 2. I-au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. E prima întrebare. Ce meserie ai? Nu știu câtă logică era în întrebarea asta. Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara? Și din ce popor ești? Știi ce răspunde Iona? Răspunde foarte frumos. El zice: sunt evreu. Am fost interesat așa să văd ce înseamnă expresia sau cuvântul evreu. Știi ce conotație are în limba română? Înseamnă om de dincolo de râu. Cu alte cuvinte, eu sunt evreu și nu trebuia să fiu cu voi, trebuia să fiu dincolo de râu. Ați înțeles? Eu sunt evreu și eu mă tem nu de Dumnezeii la care v-ați ruga voi, că v-ați ruga degeaba. Că nu o liniști furtuna. Începe Iona să țină o predică, s-o trezi bine, în sfârșit s-o trezi bine. Începe să-L predice pe Dumnezeul lui Israel. Zice: eu mă tem, corăbierii, eu mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Chiar nu credeți voi, corăbieri, că eu îl am pe Dumnezeul cel adevărat? Facem o probă la predica mea. Cred că cea mai frumoasă predică care s-a ținut pe Marea Mediterană a fost predica asta ce a ținut-o Iona. Nici Domnul nu a avut de unde să schimbe predicatorul. Poate l-a fi schimbat, dar îl folosește pe Iona ăsta, care e rebel și neascultător, să predice unor păgâni și să le spune: uite, eu sunt evreu și am un Dumnezeu al creației care a făcut cerurile și pământul și eu mă tem de El. Eu sunt vinovat. Dacă nu credeți că Dumnezeul meu e Dumnezeul adevărat, faceți o probă, aruncați-mă în mare. Și când eu mă pierd în adâncă, nu știa Iona ce urma să fie, ce a fost în planul lui Dumnezeu final, dar uitați-vă, aruncați-mă în mare. Și când eu mă pierd în adânc, marea se liniștește față de voi. Faceți o probă. Și-au făcut proba. Nu a fost ușor corăbierilor, nici celui care conducea echipajul, că era responsabil de fiecare membru al echipajului să ajungă cu bine la destinație, dar era un primejdie și Iona i-a aruncat în apă. Știți că se pocăiesc corăbierii? V-am citit că la început fiecare se ruga la Dumnezeul lui. Când o văzut corăbierii ăia, că după ce l-au aruncat pe Iona s-o liniștit furtuna, s-o liniștit valurile, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Apoi au luat, versetul 15, pe Iona l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul, și i-au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. După lucrarea asta nu se mai roagă fiecare la Dumnezeul lui. Fiecare aduce juruințe Domnului și aduc Domnului o jertfă, pentru că au înțeles că Dumnezeul lui Iona e Dumnezeul adevărat. Frați și surori, tine dragi, cel mai periculos loc nu e mijlocul furtunii, ci este să fii în afara voii stăpânului. Cum te prinde furtuna? Dacă te prinde furtuna în voia stăpânului, călătoria e în siguranță. Dar dacă nu ești în voia stăpânului, s-ar putea să fie foarte grav. Pe Iona l-a dat după 3 zile și 3 nopți, l-a dat pe mal. Dar știți că pe unii poate să înghite peștele și să nu-i mai dea pe mal? Să vină moartea și să te ia prin surprindere și să nu mai revii la viață, să nu mai ai șansă de pocăință? Eu spun în seara asta, să ne ajute Dumnezeu pe toți, să fim în voia stăpânului.
Pentru că atunci când va veni furtuna, să călătorim în siguranță cu Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vine Domnul să ne mai dea o lecție pe mare, foarte frumoasă lecție, vine să ne mai dea în timpul călătoriei spre țărmul dorit. Vine să ne spună Domnul că cea mai mare problemă ce o avem în călătoria asta nu-i furtuna de afară, nu-s valurile care lovesc, nu-i nici măcar boala care o ai poate în trupul tău, îngrijorarea care te-a cuprins de ani de zile. Cea mai mare problemă e teama din inima noastră care ne paralizează credința. Se uită Domnul la ucenici, păi de atâtea ori au călătorit cu ei, ucenicii ăștia care au văzut atâtea semne și atâtea minuni, care știau că lângă ei de fapt era acest Iisus al minunilor, care putea să facă o minune în orice moment, în orice clipă, știți ce fac ucenicii? Îs cuprinși de spaimă, îs cuprinși de frică, parcă nu mai vor să meargă mai departe, zic, învățătorule, învățătorule, știi care e starea noastră, învățătorule? Pierim, pierim, învățătorule. Cea mai mare problemă nu-i furtuna, ci e teama aia care vine în inima noastră și ne paralizează credința. Să nu credeți că la voia întâmplării e scris aici în Scriptură, nu te teme, de 365 de ori, de fiecare dată, parcă în fiecare zi, vine să ne spună Domnul, nu te teme, că eu sunt lângă tine, călătoresc împreună cu tine, ți-am promis că te duc de partea cealaltă, frați și surori, tineri dragi, să-L credem pe Domnul pe cuvânt. Cea mai mare problemă e teama asta care ne cuprinde inima. S-a uitat Domnul la ucenici, trebuia să plece, avea de făcut o lucrare nobilă și grea, vedea înainte drumul crucii, Via Dolorosa, și era așa de greu. Ucenicii erau întristați și le spune în Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, ucenici, va veni un moment, teama aceea care va cuprinde inima voastră o să vă piardă credința. Știți ce se întâmplă, dragii mei? De fapt, teama aia face problema mai mare decât ea în realitate. N-ați auzit persoane spunând, apoi din situația asta nu mai mă scoate nimeni niciodată, domnule. Din datoria asta eu nu mai pot să ies. De boala asta, de situația în care am intrat, eu nu mai scap. E teama aceea care paralizează credința și îți poate paraliza credința. Ei, vine Domnul în seara asta și se uită la tine și se uită la mine, care călătorim pe marea vieții și valurile sunt atât de mari și lovesc în barca vieții și ne amenință. Știți ce ne spune Domnul în seara asta? Nu vă temeți, eu călătoresc împreună cu voi. Dreptate avea un poet creștin care spunea în versuri, poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rod în spic, dacă n-ai pierdut credința. Încă n-ai pierdut? Încă n-ai pierdut nimic? Dacă n-ai pierdut credința, dacă atunci când vine furtuna încă n-ai pierdut credința, ci ești pe temelie cu Domnul și călătorești cu Domnul și crezi că și atunci Domnul poate să mai facă o minune, ești cel mai fericit om. Eu zic, Doamne, mărește-ne tuturor credința în seara asta. Călător de pe marea vieții, cel mai periculos loc nu e în mijlocul furtunii, ci este în afara voiei lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă nu-i furtuna care vine, nu-s valurile ce lovesc în barcă, ci este teama aceea care ne paralizează credința. Ce credeți că degeaba Domnul Iisus i-a zis lui Iair? Ce veste o primit tatăl acesta? O venit să-l cheme pe Iisus în casa lui, să-l invite pe Domnul într-un moment foarte greu. Începuse furtuna în casa lui Iair. Și-l cheamă Domnul pe Iisus să vină acasă. Fetița trăgea să moară, speranțele pentru anii bătrâneții. Și Domnul se încurcă cu acea femeie bolnavă de 12 ani, că și Domnul are prioritățile lui. Parcă ar fi vrut să-i spună lui Iair, ai răbdare, femeie, ai răbdare, Iair, uită-te la femeia asta, ea de 12 ani e bolnavă și cheltuie toată averea cu doctorii și a alergat într-o parte și în alta și e și mai rău. Fetița ta are 12 ani, de când s-a născut fetița ta, femeia asta s-a îmbolnăvit. Prima dată mă ocup de ea și apoi mă duc și acasă la tine. Știți ce se întâmplă? Domnul face minunea aceea și femeia e vindecată când s-a atins de Domnul, pentru că din Domnul a ieșit o putere, dar vine o delegație din partea familiei lui Iair și îi spune, știi ce?
N-are rost să-l mai superi pe învățătorul. Furtuna e și mai mare. Știi ce s-a întâmplat ieri? Ei, când ai plecat de acasă, fetița trăgea să moară. Dar acum noi îți spunem, n-are rost să-l aduci pe Iisus acasă, că fetița ta din Iaurea a murit. Puternică furtună, nu? Puternică furtună. Fetița ta din Iaurea a murit și se uită Domnul la Iair. Știi ce îi spune? Știi ce îi spune? Prima vorbă ce îi spune Domnul. Asta ne spune Domnul, când e cea mai mare furtună în viața ta, nu te teme, Iair, crede numai. Ce n-ai învățat tu până astăzi, că eu am soluții și în moarte, Iair. Eu n-am soluții numai în viață, am soluții și în moarte, Iair, că eu îți domn peste moarte, slăvit să fie numele Lui. Mergem acasă la tine, Iair, dar ce, mai are rost? Mai are rost, da, mai are rost, mai are rost. Și când e cel mai greu, are rost ca Domnul să vină acasă la tine? Are rost sau nu? Adu-l pe Domnul acasă la tine. Iair o zis, puneți mâinile peste ea să trăiască. Asta a fost dorința celui tată. N-ați vrea, părinți, să spuneți și voi așa Domnului. Vino, Doamne, în casa mea și puneți mâinile peste băiatul meu să trăiască. Care un viciu, care robește, are o poftă de care nu poate scăpa. Puneți mâinile peste el, Doamne, să trăiască. Puneți mâinile peste fiica mea, Doamne, care nu ascultă și-o apucat pe cărările lumii. Puneți mâinile să trăiască. Domnul poate veni în casa ta să mai dea o soluție și în moarte. Acolo unde nu mai este viață spirituală, Hristos poate să mai spună un cuvânt și la cuvântul Lui poți să înviezi la o viață nouă. Slăvit să fie numele Lui. Călători pe marea vieții. Vreau să vă spun la al treilea rând că cel mai mare privilegiu nu-i să fim cu Domnul în barcă, ci să fim aproape de Domnul în timpul călătoriei. Ei au plecat la drum și uitați-vă, călătoresc pe Marea Galilei și furtuna e din ce în ce mai puternică, viața e amenințată. Domnul doarme liniștit în corabie și uitați-vă ce ne spune Scriptura, au venit la El, nu erau lângă Domnul, au venit la El și L-au deșteptat. Nu-i totul că ai urcat în corabie. Important este să fii aproape de Domnul în corabie. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Frați și surori, tineri dragi, nu-L impresionează pe Domnul dacă suntem aproape de El cu vorba? Câte vorbe frumoase nu-I spunem noi și în spatele acestor vorbe frumoase, nu? În spatele acestor vorbe frumoase poate să fie o viață de păcat. În spatele unor slujiri deosebite, poate să fie o viață contaminată cu lumea asta. Și noi să spunem, Doamne, Te iubim, călătorim cu Tine, am urcat în corabie cu Tine și viața mea, în realitate, să fie foarte departe de Tine. Știți ce suntem noi în realitate? Și cred că nu o să vă supărați pe mine, tineri dragi. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu. Nu ce pozăm în biserică. Aici când venim arătăm toți ca sfinții. Când venim aici și cântăm împreună și ne rugăm împreună și ascultăm predica, dar parcă ar vrea să te întrebe Domnul, cum ești când nu te vede nimeni? Asta suntem în realitate. Noi de fapt suntem ce suntem când nu ne vede nimeni. S-ar putea să nu poată părintele să fie cu privirea îndreptată asupra ta, nici păstorii din biserică, nici comitetul, cine poate să te urmărească pas cu pas. Dar am spus tinerilor în multe biserici din afara României, nu suntem pierduți în istorie. Este un ochi care ne vede și care ne urmărește pas cu pas, e ochiul lui Dumnezeu și eu vă îndemn în seara asta, călătoriți în aceeași direcție cu Domnul, să vă ajute Dumnezeu la aceasta. Vine diavolul uneori și ne înșeală ca pe Samson. Mă întreba un frate azi, cum se poate, frate, să fii un slujitor devotat și dintr-o dată să fie o cădere bruscă în păcat? Vreau să vă spun că aceste căderi grave au niște pași, niște pași spre alunecare. Vedeți, Samson n-o pierdu puterea dintr-o dată. Asta e marea înșelăciune în care ne atrage cel rău.
a făcut o vizită la Timna și a legat inima de o tânără de acolo, o zis părinților, luați-mi-o că ce-mi place, părinții l-au avertizat, dar nu-i bine, Samson, ce faci? Că sunt fete între frații tăi aici, care sunt tăiați împrejur dintre evrei, de ce te duci acolo? Luați-mi-o că ce-mi place. Se duce la Timna, vine încă o dată acasă, pleacă din nou, deja au început să alunice și să calce pe treptele de depravări umane. Știți ce se întâmplă? Întâlnește un leu tânăr mucin și îl sfâșie ca pionier. Puterea nu se pierde dintr-o dată. M-am întrebat, oare, de ce n-a pierdut Samson puterea de la prima abatere și de la primul păcat? Asta e înșelăciunea diavolului. Încă se mai luptă cu filistenii și la Gaza, mai are puterea să rupe funiile, are puterea nu să smulgă cuiul acela cu țesătură cu tot, vine diavolul și te înșeală și spune, uite, vezi? Te-ai compromis și încă mai poți cânta? Te-ai compromis și uite că mai poți să reciți poezii? Puterea nu se pierde dintr-o dată. Asta e înșelăciunea diavolului. De aceea vă spun, frași și surori, tineri dragi, soluția e una singură. Să fim aproape de Domnul, nu cu vorba, ci să fim aproape de Domnul cu inima. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin, amin. Porul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima e departe de mine. Și n-aș vrea să fie la Milano așa, ci biserica asta, care e o biserică tânără, de obicei întâlnim biserici foarte tinere în diaspora, să se poată spune de voi, e o biserică care e aproape de Domnul cu inima, călătorii ăștia de pe marea vieții, îs aproape de Domnul cu inima, să vă ajute Dumnezeu la aceasta. Amin, amin. Păi aș vrea să vă spun, dragii mei, o altă lecție ce ne-o dă Domnul, suntem foarte zbuciumați uneori, cea mai profundă pace care e în inima noastră, nu-i când o trecut furtuna, ci când l-ai descoperit pe cel ce-i Domnul păcii. Noi câteodată zicem, bine că am scăpat, nu? Bine că o trecut. O fost așa ca un vis urât, bine că s-o dus, da? Să știți că un val cheamă alt val. Ce bine ar fi dacă s-o termina furtuna și n-ar mai veni niciodată în viața noastră, nu? Dar numai se termină o furtună și vine alta. Numai trece un val peste noi și urmează altul. Așa-i viața asta, presărată cu furtuni și cu încercări. Cea mai adâncă pace este când l-ai descoperit pe Domnul Păcii. Așa îl numește Scriptura pe Domnul Iisus. E Domn al Păcii. Credeți că e Domnul Păcii? Ucenicii l-au cunoscut numai pe uscat. Acum trebuiau să-l cunoască pe mare și v-am citit aici. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta? De poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă. Nu-l cunoșteau pe mare, dar cel ce era în corabie era Domnul Păcii, dragii mei. Dacă ești prieten cu Domnul Păcii, cea mai profundă pace e când l-ai descoperit pe Domnul Păcii. Fie Domnul Păcii peste familiile noastre și peste inimile noastre, când vin furtunile pe marea vieții. Ascultam mărturia unui frate care a trecut printr-o mare încercare și a pierdut un copil în accident și așa suntem noi. Câteodată, în loc să mângâiem și să alinăm rana, o facem mai profundă. Fratele acesta de multe ori obișnuia să spună versetul acesta din Psalmul 34, un verset foarte frumos, care aș vrea să vi-l citesc acum. Psalmul 34, versetul 6, că strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejde. Și fratele acesta care era în furtună acum, mereu repeta în biserică versetul ăsta. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Și-a venit cineva la serviciu de priveghi și-a zis, auză, frate, acum când băiatul e pe masă, mai poți să spui versetul ăsta? Noi așa suntem specializați uneori să facem durerea mai mare și rana mai profundă. Poate în loc să mângâiem, să mai înfingem un cuțit în rana aia și nu ne-o chema Domnul să judecăm de ce s-a întâmplat așa sau de ce s-a întâmplat altfel. O zis, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejde. Poți să spui acum? Și fratele ăsta greu încercat, o zis, o uita și la copil pe masă, dar o privi și în sus. Și o zis, da, pot să-l spun.
Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el, dar acum a fost trimis în casa mea cu altă misiune. Frumoasă declarație. Îngerul tăbărește în jurul celor ce se tem de el, scapă din primejde, dar de data asta Dumnezeu a ales să-l trimită în casa mea cu altă misiune. Puternică declarație. Și atunci să poți să rămâi credincios lui Dumnezeu. Credincios lui Dumnezeu. Eram undeva în Maramureș, în Moisei, o fetiță de 2 ani. Era condusă pe ultimul drum și la serviciul de privechi noi era și ger, era iarna, ne grăbeam să terminăm și a venit mama și a zis: fraților, vă rog foarte frumos, nu încheiați așa repede, nu încheiați așa repede, că mi-a luat-o Domnul pe fetița asta la 2 ani și avem o durere așa de mare, au venit așa de mulți oameni nepocăiți la privechi, care niciodată nu i-am adus în biserică, mai prelungiți, mai predicați, mai cântați, mai spuneți ceva despre Domnul, să poți să ai pace cu Domnul în mijlocul furtunii. Ei, asta înseamnă că l-ai descoperit pe Domnul păcii, slăvit să fie numele Lui. Eu vreau să te întreb, acest Iisus despre care ai cântat de atâtea ori, e Domnul vieții tale? Este Cel care îți dă pace? Știu că unii aveți nopți tulburate și nu vă puteți odihni, unii aveți coșmaruri, aveți situații din care ziceți: nu mai pot ieși de aici. În seara asta am o veste bună, călător de pe marea vieții. Iisus, Domnul păcii, e prezent între noi în seara asta și eu cred că e prezent între noi și vrea să ne dăruiască pace în inimile noastre, slăvit să fie numele Lui. E aici să ne dăruiască pace. Și aș vrea să vă spun și ultima lecție ce ne-o dă pe marea vieții. Cea mai mare promisiune ce ne-o face Domnul, călător de pe marea vieții, nu e un drum fără furtuni, dar e o destinație sigură. Credeți asta? Ne-a spus Domnul când am plecat la drum, când v-ați pocăit, ce v-a spus Domnul, că nu vor fi furtuni? Ce v-a spus Domnul, că nu vor fi zile cu nor? Că nu vor fi zile de încercare? Nu ne-a spus că vom avea frați, vom avea surori, dar vor fi și necazuri, vor fi și prigoniri. Domnul a fost foarte sincer cu noi când am pornit la drum pe marea vieții. Ne-a spus că vor fi furtuni, dar în același timp are pentru noi o destinație sigură. Știți ce le-a spus la ucenici la plecare? Vă recitesc primul verset. Le-a zis, când au urcat în corabie, le-a zis: haidem să trecem de partea cealaltă. Asta e promisiunea Domnului. Nu le-a spus Domnul la plecare ucenici: uite, acum am luat-o pe Marea Galilei și exact când ajungem la mijlocul mării, ne înnecăm. Asta le-a spus. Ce bine să fim atenți ce ne spune Domnul la început, când pornim la drum. Le-a zis: trecem de partea cealaltă. Și Domnul nu ne minte. Dacă o zis că ne trece, frați și surori, familii care locuiți pentru o vreme la Milano, dacă ne-a promis că ne trece, ne trece de partea cealaltă. Să-L credem pe Domnul pe cuvânt. Cea mai profundă, dacă vreți, promisiune ce ne-o face Domnul, nu-i că nu trecem prin valuri și prin întristări, ci este că ne duce de partea cealaltă. Și Pavel ne spunea că de partea cealaltă este mult mai bine. E mult mai bine. Și eu zic: Doamne, ajută-ne să trecem cu bine de partea cealaltă. Să nu rămânem niciunul în mijlocul mării, Doamne, să călătorim împreună cu Tine, poate să mai cântăm din acea frumoasă cântare, nu știu dacă se știe aici cântarea aceea: El n-a promis doar cerul senin, nici flori pe care fără pelin, n-a promis soare fără de nori, nici bucuria fără nevoi, dar ne-a promis din puterea Sa. Pe drum lumină că ne va da al Său bogat har în încercări și mângâiere în întristări. Doamne, îți mulțumim pentru promisiunea Ta. Aș vrea ca să închei mesajul din această seară, călător de pe marea vieții. După ce am învățat aceste lecții, cu un cuvânt de încurajare ce-l găsim scris în Psalmul 107. Uitați-vă, aș vrea să fie cuvântul de final pentru fiecare dintre noi. De la versetul 28 citim așa: atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, cum strigăm și noi când vin furtunile, și El i-a izbăvit din necazurile lor, a oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit, ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit
și Domnul i-a dus în limanul dorit. Fie dar ca după toată călătoria noastră, după ce străbatem prin furtună, să ajungem cu toții la limanul dorit. Și nu uitați promisiunea ce ne-a făcut-o Domnul când am pornit la drum. Mai spunem noi într-o cântare căci dacă anii vieții zboară și cer senin de-a pururi nu-i, la Domnul meu e o primăvară și fericit că sunt al Domnului. Și asta va fi de partea cealaltă. Ce să vă spun celor prezenți aici, decât mult, mult succes, cei care ați urcat în corabie cu Domnul, mai vâsliți, mai înaintați pe marea vieții, că veți ajunge de partea cealaltă. Vă doresc un drum bun tuturor, vouă și familiilor voastre, spre limanul dorit.